Acum că avem lulavul pregătit pentru sărbătoarea de Sucot, o să vedem cum se fac binecuvântările și când se scutură și cum se scutură lulavul. Mitvaua este de a scutura și de a avea cele patru elemente împreună. Avem așadar lulav, ramurat de palmier, avem hatas, ramurile de mirt, trei ramuri, și avem cele două ramuri de arava, de salcie, împreună cu fructul etrogului. Acum, înainte de a-l folosi prima dată, se fac două binecuvântări, și anume, binecuvântarea de alnetilat lav și Shehiana. A doua binecuvântare de Shehiana se face doar în prima zi, când scuturăm lulavul. Cum important este ca cel care folosește lulavul, acesta să fie dat spre folosință și să aibă dreptul, să spunem, aproape ca de proprietate, să fie al dânsului. De acesta, când trimitem, este motivul atunci când trimitem lulavul în comunități, acestea sunt date pentru a fi folosite către fiecare membru al comunității, iar acesta îl ridică și îl, ca și cum l-ar achiziționa pentru el însăși, înainte de a face binecuvântarea, dar este condiționat ca după folosire să-l dea celorlalte uriași care are nevoie. Așadar, pentru a face aceste două binecuvântări, pentru lulav, în sidurul Lemanahai, găsit la pagina 791, cele două binecuvântări. Totdeauna când luăm lulavul, adică în fiecare zi a sărbătorii de Sucot, cu excepția șabatului, spunem prima binecuvântare. Dacă este prima zi, spunem și binecuvântarea de Shehiana, dacă nu, spunem doar prima binecuvântare. Și trebuie să scuturăm lulavul în cele patru puncte cardinale și sus și jos. Deci șase direcții în total, fie dată când facem această binecuvântare, când luăm lulavul în mână. Lulavul, de asemenea, este folosit pe întregul parcurs al rugăciunii de Halel, care o găsim la pagina 707, și pe întregul parcurs al rugăciunilor de Hoșanot. Iar acum voi exemplifica cum se fac binecuvântările și cum punem cele patru elemente împreună. Înainte de a face binecuvântarea, luăm etrogul în mâna stângă cu cotița în sus, cotița care e legat de copac. Deci nu cu vârful cum am ținut de obicei un fruct, ci îl ținem invers, capul în jos. Îl ținem în mâna stângă, iar celelalte trei le ținem în mâna dreaptă. Și le punem împreună și spunem Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kidshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat lulav. Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, Dumnezeul Universului, care ne-a trimis poruncile Tale și ne-ai poruncit să scuturăm lulav. După care continuăm cu a doua binecuvântare. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shehiyanu vekimanu vehigiyanu lasman hazeh. Binecuvântate ești Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, Regele Universului, care ne-ai ținut în viață și ne-ai menținut și ne-ai făcut să ajungem în această vreme. După ce am făcut binecuvântările, întoarcem etrogul, fructul cu capul în sus, le ținem pe toate împreună, ca și cum ar fi o unitate, și le scuturăm în față, în dreapta, în spate, în stânga noastră, sus și jos. Acum, cum facem acest lucru și totdeauna trebuie să avem grijă? Întindem brațele și scuturăm. Dar totdeauna le aducem la piept, la inimă. La, pentru fiecare dată când facem acest lucru. Iar atunci când scuturăm în jos, scuturăm, lulavul totdeauna trebuie ținut așa, în mână. Am mai văzut diferite încercări, să spunem așa, când lulavul a fost ținut în jos. Nu este corect așa. Totdeauna lulavul e ținut așa. Și
Și atunci când arătăm spre partea de jos, deci nu întoarcem cu vârful spre jos, ci doar indicăm direcția. Asta este tot ce trebuie să facem atunci când facem praha. Când suntem în partea integrală din halel, după binecuvântarea principală, oficiantul sau hazamul, sau dacă ne rugăm de unii singuri, atunci când ajungem la hodul adoshem kitov kileolam hasto, atunci se scutură din lulav. Asta în sidurul de manahai a găsit la pagina 712. Și anume, cum scuturăm? Pentru fiecare cuvânt îi revine, revine o direcție, excepție face numele divin. Când rostim numele divin, atunci lulavul nu este scuturat. Am să fac un exemplu. Pentru hodul adoshem kitov kileolam hasto. Hodo la doshem kitov kileolam kileolam hasto. Ce am observat? Pentru fiecare cuvânt, acest pas de a ne întinde mâna și a-l duce la inimă, e repetat de 3 ori. Deci, hodul, la numele divin stăm, la Adonai, chi, to, chi, leolam, hazdo. Și asta se repetă pe parcursul halelului. Al doilea pas, sau al doilea locaș, spunem așa, unde scuturăm din lulav, este la Ana Adonai Hoshiana. Asta este la pagina 715 în sidurul de Manahai. Aici diferența este că avem 3 cuvinte față de numele divin, așadar, pentru fiecare cuvânt îi vor reveni 2 direcții. După cum urmează. Ana Adonai Hoshiana. Ana Adonai cu aceasta ne-am îndeplinit mitzvaua, porunca de a scutura lulavul pentru zilele de Sukkot. Lulavul îl luăm imediat după rugăciunea de Shmona Esre, îl luăm pentru rugăciunea de Halel, îl vom menține în mâna dreaptă, în mâna puternică, pe tot parcursul rugăciunii de Halel și mai apoi pe întregul parcurs al rugăciunilor de Hoshanot. Când am terminat acest lucru, lulavul este pus înapoi, etrogul este bine să fie ținut în cutie, pentru a se menține proaspăt și tânăr, să nu se usuce sau să nu-și piardă din mireasmă. Iar obișnuința este pentru lulav să-l ținem undeva la rece sau până în zilele de sărbătoare să-l ținem în apă. Zile de sărbătoare nu se ține în apă. Mai există o anumită teacă, cei care o au, unde poate să țină acest lucru, să fie ferit de razele soarelui, pentru a nu se usca. Cu aceasta am încheiat exemplificarea folosirii lulavului pentru Sukkot, cât și confecționarea acestui buchet pentru a putea să ne plinim mitzvaua așa cum se cuvine de Sukkot.